Ok, bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Conștient sau Conștient. Teddy, despre ce vorbim astăzi? Diferite adicții, vicii, abuzuri și în special cel de abuzul de nicotină, care e foarte răspândit, în diferite forme. Deci astăzi o să discutăm despre cum putem rezolva adicții, vicii prin hipnoză. Cât de utilă este hipnoza în acest sens și la final o să vă dăm detaliile celor interesați pentru a vă înscrie într-un program pe care Asociația Europeană de Hipnoză îl oferă. Prima dată o să spun despre ca psihoterapeut care nu folosesc doar hipnoza, folosesc și alte forme de lucru cu mintea umană, care sunt problemele în cazul adicțiilor. Pentru că legăturile sunt foarte puternice și nu mai intrăm, cred că am mai vorbit și în alte emisiuni, despre dopamină, așteptarea plăcerii, nu e vorba doar de dependența fizică, care normal că poate fi rezolvată imediat. Dacă un om stă o zi fără, se vede că nu, sau o săptămână, se vede că nu mai e dependența fizică. În schimb, mai mult, cu excepția substanței etilice, nicio altă substanță care dă dependență sau e catalogată, consumul acelei substanțe e catalogat ca viciu, nu, sevrajul nu duce la deces. Singura substanță în care sevrajul duce la deces este alcoolul etilic. 1 și 2, înainte trăiam foarte bine și fără, deci se vedea clar că organismul nu are nevoie, în schimb vorbim de foarte mult de o dependență psihologică. Anumiți neurotransmițători, știm că era un lucru care ne făcea plăcere și atunci amintirea acestei plăceri ne dă dependență și de aceea legăturile sunt atât de puternice. O să te întrerup tocmai pentru a puncta un lucru. În emisiunea trecută vorbeam despre autohipnoză. Ați reținut exact ce spuneam mai înainte colegul meu, neurotransmițătorii, plăcere, am conștientizat o anumită stare și vrem să o accesăm din nou. Exact în același mod spuneam că putem accesa, dar în mod sănătos și pentru echilibrul nostru, starea de transă. Nu este altceva decât o autohipnoză, orice atitudine care duce înspre viciu. Absolut, și de aceea, exemplu, nu știu, yoghinii care, până la urmă și ei accesează o stare de transă, nu au nevoie de alte surogate, de alte adicții, pentru că plăcerile simțite și în accesarea stării de transă compensează foarte mult mai bine decât, mult mai mult decât diferite forme de... Da, în momentul ăsta să mă gândesc dacă câți mai sunt yoghini din cât se... Corect, erau. Ce faci? Cum lucrez pe mintea conștientă? Pur și simplu trebuie. Conștientizez problema. În general, lumea vine deja având conștientizând problema. Dom'le, vreau să... Dar nu pot. Vreau să scap, vreau să... Bun. Și încep să vezi. De exemplu, în cazul nicotinei. Care este cantitatea de nicotină, circumstanțele, mai mult când iese la restaurant, mai mult dimineața, mai mult seara, cum, când, încep să faci niște programe de control ale minții, în care să ruleze niște programe în care să-și dea anumite sugestii. Bun, totul este foarte bine, uneori se înregistrează și progrese și spun, uite, am înjumătățit, am ajuns la un sfert. Problema este că nu ai atins centrul problemei. Astea sunt îmbunătățiri ale simptomelor, anumite îmbunătățiri și de foarte multe ori au loc recăderi. Cum apare o problemă? Imediat, mintea revine la ce știa ea, că îi provoacă plăcere, liniștea, dă peste tot, distruge tot ce s-a realizat în 2 luni, 3 luni, 6 ani de muncă și din nou omul vine, m-am reapucat, am niște probleme în relație la servici, m-am reapucat, asta mă liniștește și revine imediat pentru că toate lucrurile acestea au fost făcute pe un teren care nu a fost înainte bine desțelenit, bine... Exact. John Grinder avea o metaforă foarte frumoasă. Deci, vine la tine cineva care are un viciu. Și normal că tendința celor care lucrează, e bun venit, o să te ajut să scapi de viciul ăsta. Și John Grinder zicea, băi, dar vă gândiți ce e în mintea omului? Pentru că ăla poate consumă ceva
ca să se simtă bine. Și tu îi spui chestia asta. Bun venit, tocmai o să te scap de ce? A, o să mă scap de chestia care o fac ca să mă simt bine? Și atunci era o metaforă foarte bună. Zicea, bun venit, am înțeles că faci chestia asta în mod excesiv. Felicitări, e loc. What? În momentul ăla, mintea neconștientă zice, stai o secundă, că de fapt nu-i bine că fac chestia asta. Ai luat din interiorul lui răspunsul. A doua chestiune, băi, uite, o să continuăm să facem mai departe ceea ce faci. Iarăși, cum adică să fac asta? Pentru că mintea... Eu de asta exact am venit la... ca să schimb. Deci deja ai luat a doua negație din partea minții neconștiente înspre procesul respectiv, până când găsim ceva care să-ți susțină aceeași bucurie de viață, aceeași plăcere, dar care să susțină în același timp și starea ta de sănătate. Și în momentul ăla absolut. Zidul începe să se spargă. Da? Arthur Schopenhauer vorbea despre, în lumea ca voință și reprezentare, vorbea despre faptul că ființa umană este un mecanism complex creat dintre între un orb foarte puternic care duce în cârcă un olog care vede. Oricât de mult și punea mintea, rațiunea, așa o punea în cazul ologului și dincolo voința. Aduse în momentul ăsta, îmi spune, mintea conștientă este acel olog care vede, iar acel orb puternic este mintea non-conștientă. În momentul în care orbul simte un miros, corect, degeaba îi spune ologul că acolo chestia aia o travă, doar miroase frumos, el până când nu o testează, nu poate fi oprit. Tot așa și mintea non-conștientă, până când nu reușește să își calibreze niște reacții, până când funcționează la nivel de accident ambulant, merge exact ca în cazul unui animal care reușește să deprindă ceea ce numim la oameni vicii. Pe un cimpanzeu nu o să reușești niciodată să-l faci să vorbească, dar o să reușești să ajungă la absolut toate viciile pe care o ființă umană le manifestă. Îl poți învăța să facă absolut tot ceea ce face un om în ceea ce numim vicii. Deci le poate copia. Da, întrebarea în momentul ăsta pentru cineva care manifestă genul ăsta de comportamente este: ce vrei să hrănești din interiorul tău? Omul sau maimuță? Adică partea de animal din interiorul tău. Pentru că funcționalitatea ansamblului numit om are în spate, are în compoziție 90% animal și restul parte umană cu structurile. La un moment dat și asiatici spuneau că meditația este funia cu care este strunit elefantul minții, elefantul minții non-conștiente, care e imens, și dacă nu dresorul prin funia meditației nu îl direcționează, nu reușește să îl țină sub control, normal că dar și acest control este discutabil, adică este învățat, este, unii oameni sunt la diferite niveluri, nu e ceva în care noi vedem forma finală, adică aceste lucruri sunt truisme, dar unii încearcă, ajung la niște rezultate, dar și ei sunt confruntați cu anumite probleme, unii merg mai departe pe cale, ajung să fie mai înaintați, să aibă rezultate și mai bune, dar și atunci au provocări și deci nu e un lucru care se face simplu și imediat. Adică toată lumea, există o carte, o citești, ai citit cele 10 pagini, le aplici și gata. Fac. Când în viață ți se întâmplă să ai senzația că au dispărut provocările, trezește-te. Sigur dormi. Corect. Dacă nu dormi, sigur te-ai rupt de realitate. Trezește-te că urmează zidul. Rapid.
Revenind la partea aceasta de adicții și în special la abuzul de nicotină, de aceea simt nevoia la pacienții care vin să acționez cu ceva mai puternic, care să ajungă la rădăcina problemei, să ducă mai adânc, pentru că toate aceste lucruri de suprapoază pot fi măturate într-un minut de stres, de probleme, de încercări, cum practic și adicțiile de droguri. Cei care au adicție de substanțe se duc la culcare rugându-se, mulțumind că a trecut ziua fără să revină și rugându-se ca a doua zi să nu fie puși în situația de a reveni. Sunt convinși chiar și după 10 ani sau 15 ani de când s-au lăsat că totul este efemer și oricând poate fi reversibil, adică nu e o domnule, 15 ani. Știu o persoană care s-a lăsat de peste 30 de ani de consumul unor substanțe interzise, da? Persoana este de origine americană și nu mai trăiește în Statele Unite și spunea că în fiecare zi din viața ei simte, când se trezește dimineața, simte bucuria victoriei față de acel traficant de droguri care i-a dat o talpă în gură și l-a călcat spunându-i: tu nu înțelegi, vierme, că tu din momentul ăsta mi-aparții. Corect. Și a reușit în acel moment să trezească în el acea forță, acea dorință, a zice: din momentul ăsta mi-aparțin mie și pe tine nu te mai caut niciodată. Și a fost momentul care l-a făcut să se oprească din povestea respectivă. Acum nu știu la ce nivel de dependență ajunsese. Corect. Dar au trecut peste 30 de ani și persoana în fiecare dimineață spune: băi, primul lucru, mă gândesc că e încă o zi în care mi-am demonstrat că sunt liber. Corect. Și e un gust excelent. Exact. Deci tot ce se întâmplă ca o situație interesantă, s-a întâmplat să fiu lângă persoana respectivă chiar în momentul în care primise telefon să fie anunțat că tatăl a trecut în lumea de dincolo, tatăl lui a trecut în lumea de dincolo, și pot spune, da, persoana respectivă chiar are niște calibrări bune, chiar are niște calibrări puternice, a reușit să depășească bine momentul, bine știa oricum, se aștepta, nu știa că e azi, că e mâine, că e peste o săptămână. A fost cabacul cu Lordul John, care era deja îi pusese servitorul scufia, era în pat, se pregătea de culcare conform ritualului, când deodată intră alt servitor: săr, am o veste îngrozitoare. Care? Ce? De ce te ești așa de sureșcită? Tatăl nostru, Lordul nu știu care, a murit. La care Lordul se culcă liniștit și calm și spune: vai, ce trist o să fiu mâine. Da. El era deja pe ritualul de culcare și exact. Asta este. Bun, tot așa, apropo de adicții, apropo de vicii, odată că partea de consum de nicotină în diverse variante, asociat în fum sau în vapori, generează anumite efecte, aceleași efecte de calm, de relaxare, de liniștire le poate genera mintea în momentul în care ea este dresată, în momentul în care omul are suficientă răbdare să lucreze cu ea. De multe ori, evoluția, pentru că asta înseamnă evoluție, necesită acel preț de sânge în care sacrifici timp din viața ta, îți dai voie să te debarasezi de convingerile care te-au făcut să funcționezi în felul în care ai ajuns să funcționezi și ești capabil să lucrezi, să construiești în mintea ta, indiferent că e vorba de starea de transă sau într-o metaforă utilizată în programarea neurolingvistică, îți dai voie să creezi noi comportamente, noi paradigme pentru viață. Ca să nu rămânem în criză de timp,
să apucăm să spunem, măcar să le spunem despre un program despre care vom mai vorbi, că este de-abia la început, a debutat, în care prin Asociația Europeană de Hipnoză ne-am gândit să luăm câțiva voluntari pentru a examina concret cum se poate produce această schimbare, această renunțare prin, cu ajutorul hipnozei. Pentru că lucrurile astea sunt cadrul general. Într-adevăr, trebuie schimbate convingeri. Lumea a citit despre asta. Obiceiuri noi, antrenarea minții. Bun. Dar, revin, acestea sunt lucruri generale. Concret. Și, dincolo de povestea asta, vreau să spun că îi căutăm pe aceia care pot să trimită pe www.euhas.eu în caută site-ul, o să găsească contact, poți să trimite un mail cu o scrisoare de intenție. Ne interesează persoane care au o adicție majoră în acest sens. O persoane și o determinare. Care au, și o determinare reală care au de a probleme renunța. Reale în acest sens. Detalii despre acest program o să le primiți în momentul în care trimiteți o scrisoare de intenție. Ce vreau să mai spun este că nu doar consumul de substanțe sau acele aspecte ale viciilor care îți pun în pericol starea de sănătate chimic sunt neapărat o problemă, sunt dezechilibre în acest sens legat de persoane care, de exemplu, nu se pot opri din cumpărături, nu se pot opri din, din curățenie. Obsesii, evident. Toate aceste aspecte. Dar, în special, pe partea aceasta abuzului de nicotină, deja noi ne-am gândit, am contactat câțiva voluntari care s-au oferit, au o reală determinare de a încerca, o motivație, și vor să treacă prin acest program. Noi vom face și filmulețe pentru a descrie cum au început la sfârșitul fiecărui transe sau după câteva zile de transe, ce au simțit, ce au simțit în timpul transelor, ce au simțit la sfârșitul fiecărui transe, un fel de etape pentru a vedea cum s-a produs transformarea treptat și cum fiecare cu ritmul lui, poate cineva are nevoie de 5 ședințe, poate cineva are nevoie de 15 ședințe. Ideea este de a, și de a învăța și noi mai mult cu acești voluntari cum, cum are loc această transformare și să spună ei cu cuvintele lor ca feedback cum a avut loc pentru ei această, această transformare și să vedeți treptat cum, tehnic vorbind, cum se realizează. Pentru că, revin, așa un cadru general, dar când vezi omul prima transă, a doua transă, a zecea transă, ce a simțit, cum, când a spus ok, m-am simțit perfect, gata, am terminat. Pentru că ideea nu este de a-i crea dependență și de a-l ține în transe până la sfârșitul vieții. Nu, aceasta este ideea. Exact. Ideea e de a rezolva o problemă, nu de a-i crea altă problemă, dependența de transe, hipnoză și alt terapeut. Exact cum spuneam în metafora oferită de John Grinder, este de a găsi acel comportament care susține echilibrul, oferă aceeași bucurie de a trăi, dar îți permite să și construiești starea de sănătate. În acel moment este vorba de un nou mod de viață în care tu începi să îți construiești, să funcționezi într-o realitate mult mai confortabilă pentru psihic. Într-o realitate care îți permite să începi să devii tu. Și este faimoasă, a rămas în literatură, acea intervenție a lui Milton Erickson când un prieten l-a rugat să l-ajute să lase de fumat, la care el nu a răspuns, adică nu l-a imediat să-l pună, să-l trântească pe canapea, sunt Milton Erickson, gata, hipnoza pe tine. Nu, el a fost foarte calm și a continuat discuția despre altceva, era în grădină, despre flori și încetul cu încetul a ajuns să vorbească și despre fumat, cât de nociv este și tot timpul îi mai spunea și cum se repercutează și acest, aceste flori care introduc, da, fumul care intră în plămâni, cum te simți, cum îi vezi. Și atunci, prin aceste imagini, a intrat într-o anumită stare încât i-a dispărut pur și simplu plăcerea și motivația de a fuma, pentru că în momentul când punea țigara, de fapt, nu mai se mai simțea bine și la un moment dat a și renunțat pentru că nu mai era nicio plăcere. Dar nu a fost ceva brusc pe opoziție. Nu, nu, hai să discutăm, hai să vorbim și indirect, până la urmă, respectiva persoană a renunțat la fumat.
Pentru că și-a stricat plăcerea și a stricat mecanismele prin care mintea provoca plăcere. Bine să înțelegem un singur lucru. La adicție, la viciu, ajungem în baza unei hipnoze de tip conversațional, pe care o experimentăm în viața de toate zilele. Hai, bă, nu fumezi și tu, hai și tu, așa, hai că și tu poți și ce-ți face rău. Hai să mergem să facem chestia, hai să mergem să facem cealaltă. Da, e tot o hipnoză conversațională. Este abuz de alcool, de ce? Păi cu prietenii, cu asta, nu ne-am simțit bine, ne simțim bine, mintea, alții ne simțim bine. Și atunci, principiul cui pe cui se scoate, dacă partea de adicție, partea de viciu în viața cuiva, de fapt, începe pe bază de transă, doar că este o transă neidentificată. Și generează o transă care după aceea susține acel comportament și generează strategii prin care acel comportament se menține. Pentru că o persoană, de exemplu, care folosește substanțe interzise care generează și efecte de altă natură decât consumul de nicotină sau alte substanțe, va considera că e de drept să înșele, să fure, să încalce legea pentru a-și asigura ceea ce îi oferă echilibrul vieții, pentru că altfel ce sens are viața? Corect. Acolo se ajunge. Dacă ăsta este sensul pe care îl atribuie, dacă așa a fost învățat, că viața nu are și alte sensuri. Asta e sensul. În momentul în care reușești să ajungi la experiențele de genul ăsta, în timp acolo se ajunge. Adică aici vorbim de o experiență exactă a acelei persoane care acum gestionează niște centre pentru cei care au folosit substanțe interzise și îi ajută să se lase de... Pentru că știe cum a fost. Pentru că știe cum a fost, nu, știe nu cât a fost de greu. Nu le vorbește că a citit 4 cărți și le face o schemă. Exact. A fost acolo. A ajuns jos. A trăit iadul. În 2015 tehnica lui era considerată ca cea mai bună metodă în Statele Unite, mai are în Ucraina genul ăsta de centre, pentru a elibera de aceste comportamente mai ales tinerii. Pentru că persoanele care ajung la genul ăsta de adicții sub 25 de ani au mult mai mici șanse de a le depăși față de persoanele care sunt peste 25 de ani și se întâmplă să ajungă la genul ăsta de adicții. Apropo de această vârstă, pentru că e interesant, cândva maturitatea era considerată la 24-25 de ani pentru individ, de fapt atunci se cam oprește și creșterea, toate procesele de creștere. Uite că lucrul ăsta se reflectă foarte clar în felul în care reușim să devenim adictivi față de unele comportamente sau reușim să schimbăm mai ușor anumite comportamente. Absolut. Ca să încheiem, probabil nu vom mai avea mult timp, deci așteptăm scrisorile voastre de internet, e-mail-urile de la voi. O să găsiți pe burtieră o adresă de internet. Exact. Este adresa asociației. Tot acolo puteți să intrați în secțiunea de contact, să trimiteți o scrisoare de intenție dacă vă interesează detalii despre programul pe care îl oferim. Și programul este... veți vedea și filmulețe, vom pune despre ce s-a întâmplat cu acești voluntari. Exact. Programul este gratuit. Pentru... pentru primii voluntari. Exact. Și după aceea veți vedea, măcar veți simți ideea, veți vedea mărturiile acestor oameni, ce s-a întâmplat cu ei, cum, în etape tehnic, practic, etape pe care nu le putem descrie concret în această emisiune, dar veți vedea exact ceea ce se întâmplă. Pentru că mai avem aproximativ 4 minute, am să vă dau în cazul, pentru că programul ăsta a început întâi la nivel experimental, acum îl lansăm, să zic așa, oficial, în cazul unui voluntar care participă la acest program, și este consumator de nicotină
în variantă de fum, nu de vapori, ne-a spus un lucru. Am reușit să simt gustul neplăcut, iritația și disconfortul care apare la nivelul traheei și al plămânilor. Aspecte pe care le-am experimentat în perioada în care învățam ceea ce acum. Aspecte pe care le învățam în perioada de început. În momentul ăsta îmi dau seama de faptul că în timp creierul meu a reușit să filtreze aceste aspecte care îmi creează disconfort. Și mi se pare normal să trec peste ele. Dincolo de asta, m-am trezit că asociasem o plăcere cu experiența de a consuma nicotină. În transa hipnotică, persoana a reușit să simtă din nou acel disconfort, să reducă distanța dintre experiențele în care își dădea voie să consume nicotină, să aibă contact cu această substanță, și chiar dacă a reușit să reducă, să crească distanța, a păstrat pentru o perioadă destul de bună starea de disconfort și lucrul ăsta l-a ajutat să înceapă să renunțe la un comportament. Poate că la un moment dat o să îl aducem ca invitat în emisiune. Da, o să vedeți și filmulețele, care... revin, și o să vedeți și filmulețele cu persoane exact cum descriu ce s-a întâmplat după prima transă, a doua, a treia. Bineînțeles, fiecare nu există un număr clar de, domnule, e vorba de 5 sau de 8 sau de 7. Dar veți vedea progresele. Oricum, va fi o experiență specială pentru prietenii acestui voluntar, în momentul în care, cunoscându-i adicția, cunoscându-i pasiunea pentru consumul de nicotină, ajung să observe că a renunțat. Ok. Teddy, încă o dată, www.euhas.eu, exact. Îl găsiți pe burtieră. Site-ul Asociației Europene de Hipnoză. Și vă așteptăm pe cei doritori la să participați în acest program. Țineți minte, este vorba atât de consumul de nicotină, de alte substanțe, cât și incapacitatea de a gestiona comportamente. Persoane care nu se pot opri din curățenie, din a face cumpărături sau orice altă manifestare pe care o considerați viciu. Și o scrisoare de intenție, pentru că, într-adevăr, dorim să testăm motivația acelei persoane, care e un factor foarte important. Până data viitoare, vă spunem la revedere. Vă mulțumim!